La începutul acestui an, prefectul județului Giurgiu a emis ordinul de încetare a mandatului pentru Constantin Dumitru, primarul comunei Florestoienești. Decizia a venit ca urmare a unui conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate și unde există și o condamnare cu suspendare. Atât decizia Anii cât și ordinul prefectului au fost atacate în instanță, însă chiar dacă sunt și hotărâri nefavorabile primarului suspendat, Constantin Dumitru spune că nu au fost epuizate toate căile de atac, așa cum s-a vehiculat. În procesul cu Ani, care este un alt proces, suntem la Înalta Curte de Casație și Justiție și suntem în stadiu de formularea contestațiilor la întâmpinarea făcută de Agenția Națională de Integritate. Iar pe contenciosul administrativ, la Tribunalul Giurgiu s-a dat în sensul că mi-a fost respinsă contestația ca nefondată. Dar dacă veți căuta pe site-ul Tribunalului Giurgiu, numărul de dosar este 918/122. Per 2015, deci repet, 918/122/2015, veți vedea că, într-adevăr, mi-a fost respinsă contestația ca nefondată, dar în termen de 5 zile de la comunicare pot face recurs pe soluția de suspendare și în 15 zile pe fond. Deci nu e așa cum se spune că... Nu e nimic definitiv. Până la pronunțarea definitivă a instanței, deși este suspendat din funcție, Constantin Dumitru continuă să meargă la primărie și să-l sprijine pe viceprimarul care a preluat atribuțiile primarului.